Astăzi, în jurul orei 13.40, pe aleea Astrei, la etajul 3, apartamentul 52 al blocului G160, lângă școala gimnazială numărul 1, a avut loc un incendiu. Proprietarul locuinței, Attila Capa, cunoscut de concitadin sub numele de Indianul, în vârstă de 42 de ani, a încercat să se încălzească aprinzând mai multe deșeuri în casă. Din cauza fumului dens care a ieșit pe sub ușă și pe geam, vecinii au fost puși în alertă. Astfel, ei au sunat la 112 speriați de amploarea pe care ar putea o lua focul. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sălaj, Lucian Jacodi, a declarat pentru Graiul Sălajului că a intervenit de urgență autospecială, incendiul fiind lichidat rapid. La fața locului și-au făcut prezența un echipaj de poliție și un echipaj al jandarmeriei, fiindcă piromanul s-a manifestat recalcitrant. Attila Capa a fost scos din imobil cu forța și transportat de un echipaj smurd la unitatea de primiri urgențe Zalău. Din discuțiile avute cu vecinii proprietarului locuinței incendiate, reiese că indianul nu este la prima faptă de acest fel, el punând pe jar locatarii blocului G160 și în alte dăți.